Mergem la cine la reședința ambasadorului Portugaliei. Sigur, ținuta potrivită unei cine oficiale este una decentă, fără exagerări, evitând combinațiile prea îndrăznețe, fără a se vrea a fi sexy în primul rând. Astăzi vei învăța să gătești 4 preparate exotice, inclusiv un cocktail, sangria și un desert cu migdale, chiar de la bucătăria sa ambasadorului. În plus, vei învăța și alte lucruri practice de care ai cu adevărat nevoie. Peste numai 20 de minute vei ști o mulțime de lucruri noi. Cum se așează corect masa, cum se realizează un aranjament floral. Vei afla informații interesante despre condimente, ordinea în care se servesc vinurile în timpul mesei și multe altele. Să mergem! Dacă ai încă dubii, află că am gândit această emisiune numai în avantajul tău. Îți dau 3 motive pentru care să rămâi pe loc, în această clipă așezându-te mai confortabil în fotoliul tău. 1. Rețetele sunt simple, în câteva minute le poți pune în practică. 2. Hrana este sănătoasă. Nu uita că fiecare aliment consumat își va spune cuvântul mai devreme sau mai târziu asupra tonusului și sănătății tale. 3. Nu e așa că te-ai plictisit să gătești mereu aceleași preparate banale, supe, fripturi, salate, prăjituri care îți consumă mult timp, mereu aceleași. Descoperă bucuria de a găti, plăcerea de a te afla în fața unei mese care arată exotic, pregătită într-un timp mai scurt decât de obicei și care îți va impresiona invitații. Încearcă și vei vedea! Înainte de toate, însă, vom învăța să facem un aranjament floral deosebit, chiar aici, la reședința oficială. Daniela, care obișnuiește să realizeze zilnic astfel de decoruri minunate, ne va arăta, pas cu pas, ce avem de făcut. Te rog, cu ce începem? Alegem un vas asortat, la vesela care vom servi cina. Da. Punem un burete. Da. Apoi turnăm puțină apă. Puțină apă. După care încercăm să aranjăm prima dată centrul vasului. Deci se începe cu centrul. Și încercăm să echilibrăm culorile, nu? Culorile asortate. Înălțimile florilor, probabil, nu? Da. Ce vedem mai lung, scurtăm. Ia să vedem pe asta. Unde am putea să le așezăm? Să nu stricăm balanța. Acestea. Și deja e foarte frumos. Acesta este doar început. Sunt superbe acestea. Da. Acest aranjament s-ar potrivi la un prânz, la o cină. În toate ocaziile. Super. Și este și foarte ușor de făcut. Puțin îndemânare. Ne vom pune în centru. Și în final adăugăm plantele verzi. Plantele verzi. Foarte frumos a ieșit. Ana,
aranjamentul este gata, putem să-l punem pe masă. N-a fost chiar așa de greu, nu? Este timpul să ne familiarizăm cu astfel de aranjamente florale, pentru că ele nu mai sunt un moft, apărând din ce în ce mai des la mesele oficiale și nu numai. Nu ți-ar plăcea să-l vezi pe masa ta la prânz sau într-o seară specială? Chiar și variantele simple sunt încântătoare. Daniela urmează să aranjeze masa, iar eu voi merge la bucătărie. Patria celebrului vin de Porto, a cântăreților de fado cu chitarele lor cu 10 coarde, a porturilor învăluite de soarele roșiatic, a măslinilor și smochinilor, Portugalia merită explorată. Păcat că se știe atât de puțin despre acest ținut, tocmai de aceea l-am ales ca destinație. Mariana, bucătăreasa ambasadorului, care are 7 ani de experiență în domeniu, ne va învăța să gătim preparate cu scoici, carne de porc, creveți și sangria. Cu ce începem, Mariana? Începem cu risoici cu creveți. Umplutura de creveți bănuiesc că o putem înlocui și cu altceva, nu? Sigur că se poate înlocui cu pește. Foarte bine. Hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de puțină zeamă de lămâie, pesmet, făină, ou, creveți și aluatul, care este un pic mai gros pentru a se putea întinde frumos. Un beșamel condimentat cu coriandru, sare și piper. Înainte să ne apucăm de prepararea plăcintelor cu creveți, dați-mi voie să vă spun câte ceva despre piper, pe care l-am cam uitat. Originar din India, piperul crește sub forma unor ciorchini. Boabele sunt inițial albe, apoi devin roșii și ulterior negre. Diferența dintre piperul alb și cel negru este că în timp ce piperul negru este cules înainte de a ajunge la maturitate și pus la uscat până capătă o nuanță de brun sau chiar culoarea neagră, cel alb este lăsat să se maturizeze. Nu? Dacă pot să spun așa, să se coacă. Despre rolul piperului în bucătărie, nu cred că are rost să mai spun ceva. N-are sare și piper, celebrul proverb este concludent. Ce spuneți? Ați putea găti ceva picant fără piper? Foarte greu și oricum n-ar avea același gust. Cred. Să ne întoarcem la plăcintele noastre. Începem prepararea. Sigur. Vom face din aluat cu ajutorul merdenelei. Dați-mi și mie o bucățică de aluat. Sigur. Întindem într-o foiță cât mai subțirică. Punem umplutura. Apoi prindem foarte bine marginile pentru a nu se desprinde când sunt prăjite. Instrumentul? Da. Ou. Pesmet. Gata. Acum punem plăcintele la prăjit în ulei bine încins. Și le lăsăm până se rumenesc puțin. Când sunt aurii, ele se pot scoate, că deja sunt prăjite, sunt făcute. Câteva minute sunt suficiente, nu? Sunt suficiente pentru că uleiul este foarte puțin. Da, uleiul foarte bine încins. Da, bine. Da, când au prins culoarea aurie, le scoatem pe hârtie absorbantă. Arată foarte bine. Haideți să le gustăm. Mai bine cu mâna, cred. Nu? Cel mai bine. Creveții oricum sunt special. Super! Sunt delicioase! Ce urmează? Cel de-al doilea preparat. Despre ce este vorba? Este vorba despre mușchi de porc cu scoici. Foarte interesant! Ingredientele: carne de porc, mușchi de porc, care se marinează de cu seara cu usturoi, foi de dafin, stropite cu puțin vin, sare și piper. Da. Scoicile, care acompaniază foarte bine carnea aceea marinată. Ce scoici sunt acestea? Vongoli. Se găsesc la noi? Da, se găsesc. Se găsesc în supermarketuri, se găsesc foarte ușor. Și cartofi. Se servesc cu cartofi prăjiți. Gata, haideți să ne apucăm de preparat. Da, haideți să începem. Carnea, care a fost marinată cu usturoi, piper, sare, se prăjește în ulei bine încins. Ce este? Pulpă de porc sau...? Da, este mușchi de porc. Mușchi de porc, care, prin condimentare cu usturoi, vin, are o savoare deosebită. A, marinat. Este un preparat delicios și ușor de făcut. Fiind mușchi și fiind
temperat de o seară înainte, nu trebuie prăjit foarte, foarte tare. Da. Dar în momentul când bucățile de carne sunt rumenite și au căpătat o culoare frumoasă, ele sunt gata. Așa se prăjește carnea toată, se scoate din tigaie. Acum putem prăji scoicile. Se pun la un loc. Da, se servesc împreună cu garnitură de cartofi prăjiți. Vă rog să mă scuzați numai 2 minute înainte de prepararea următorului nostru fel de mâncare. Haideți să aflăm care sunt regulile după care se așează tacâmurile la masă și să vedem care este ordinea în care se servesc vinurile. Care sunt regulile de bază în aranjarea mesei? În primul rând, tacâmurile. Da. Vom aranja tacâmurile în funcție de meniul în care îl avem. Astăzi avem risoici și vom folosi un tacâm de pește. Următorul... Sunt primele care se așează în exterior. Primele așezăm în exterior. Urmează al doilea fel. Avem tacâm normal. Avem carne de porc în compoziția următorului fel. Apoi avem tacâmurile de desert, care le vom pune sus, la vedere. Mai departe? Am aranjat paharele. Paharul de apă, urmat de paharul de vin roșu, vinul alb și vinul de porto pentru desert. Și în ce ordine se servesc aceste vinuri și băuturi? La venirea oaspeților vom avea pe masă apa pusă, pregătită pâinea, iar la primul fel, având pește, o să oferim un vin alb. Un vin alb, ușor, dulce, urmat de un vin roșu, un vin parfumat, iar la desert vom avea vinul de porto, renumitul vin de porto. Care probabil este foarte dulce, ca să meargă cu desertul. Merge perfect cu desertul. Foarte bine. Și atmosfera? Atmosfera trebuie să creăm puțină culoare. Da. O creăm cu flori, cu lumânări colorate, care vor fi aprinse în funcție de lumina de afară, în funcție de atmosferă, pentru un pic de căldură. Foarte frumos! Mulțumesc mult pentru informații! Acum așteaptă Mariana în bucătărie, ne revedem puțin mai târziu. Mulțumesc! Ce urmează? Prăjitura de migdale cu scorțișoară, nu? Haideți să vedem ingredientele întâi. Avem nevoie de 450 de grame de zahăr, un pahar de apă, 250 de grame de migdale răzuite, sau nuci, sau nucă, se poate înlocui foarte bine, o lingură, două de făină, 10 ouă, care două întregi și restul numai galbenușurile, o linguriță de scorțișoară, unt pentru a unge un pic tigaia. Da. Să ne apucăm, nu? Da. Să spargem ouăle. Da, să spargem ouăle. Deci două le punem întregi. Da.
se pune tu unul. Așa. Și acum trebuie să punem numai acum galbenușul. Trebuie să punem doar galbenușul. Aha, ok. Mulțumesc că mă ajuți. Cu plăcere. Încă puțin. Aproape gata. Acum punem ouăle pentru mixat. Aici. Următoarea etapă se face din zahăr și apă un sirop. Se mestecă pe foc până se face un sirop perlat. Focul trebuie să fie mic sau nu contează? Da, la un foc moderat. Da. Se mestecă într-una până se dizolvă zahărul. Da. Apoi punem migdale. Migdalele. Toate deodată sau? Da, da. E bine. Puteți arăta, da. Se adaugă o lingură de făină. Mestecă bine. Și apoi o linguriță de scorțișoară. Și între timp pungem tava cu unt, cu unt, da? Da. Mulțumesc. Și am pus făina și scorțișoara. Acum urmează să punem compoziția de ouă. Da. E suficient sau trebuie mai mult? Da, este bine. Da. Acum adăugăm compoziția de ou. Pentru început, turnăm încet. Da. Așa, este e bine? Foarte bine, da. Încep. Și acum turnați, că eu mestec repede. Aha. Până capătă consistență și ia cunoștință oul cu crema de migdale. Bine spus. Se mai pune pe Se foc? Se pune din nou pe foc. Okay. Se mestecă până... Gata. Se detașează totul un pic pregătit. Compoziția. Cuptorul e încins. Ce urmează? Le punem la cuptor, nu? Da. Se pune în tavă și se lasă cât timp? 30 de minute și desertul este gata. Și dacă tot am vorbit mai devreme despre piper, haideți să vorbim puțin și despre scorțișoară. Scorțișoara se obține din scoarța unui arbore tropical veșnic verde. Acesta se recoltează după ploaie. Coaja umedă fiind mai ușor de desprins, se supune unui proces de fermentație, se lasă la uscat și se răsucește sub forma acelor batoane maronii pe care probabil le-ați văzut. Încheiem masa cu sangria, un cocktail ușor de preparat, specific spaniolilor, dar înțeleg foarte des întâlnit și în Portugalia, nu? Este adevărat. Deci? Pentru prepararea lui avem nevoie de măr, da, lămâie, portocală, un vin roșu demi-dulce, puțin brandy, zahăr brun și o apă gazoasă cu fermente de lămâie. Da, da, cu ce începem? Este necesar să tăiem mărul. Da, mă pregătesc care să trebuie. Da? Da? Mulțumesc frumos! Ia să vedem. Cum... Îl putem tăia în cubulețe, apoi lămâia. Foarte ușor de preparat și probabil portocala se face... Portocala ca și lămâia, da. Eu o să pun zahăr. 2 linguri de zahăr este de ajuns. Zahăr brun. Da, zahăr brun. Punem și brandy. Vinul roșu. Ia uite ce culoare frumoasă are. Da, super. Excelent arată. Acesta se bea la începutul mesei sau la sfârșit? Se bea cum se servește? Este, da, este un, o băutură care merge servită la început. Ca un aperitiv. Și, ca și un aperitiv, da. Gata. Gata. Și eu sunt gata. Arată excelent. Arată foarte bine și abia aștept să o gust. Mulțumesc mult pentru toate indicațiile. Mă bucur foarte mult că ne-am cunoscut. Am întâlnire acum cu domnul ambasador. La revedere! La revedere! Bună ziua, Letizia! Bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit, domnule ambasador! Din câte știu eu, masa este sfântă la portughezi. Între orele 13 și 15 încetează orice fel de activitate. Îmi povestea o prietenă că nu a găsit niciun taxi pe străzile Lisabonei între aceste ore. Efectiv, nu lucrează nimeni în acest interval. Se mănâncă bine la prânz,
se bea puțin, se safurează fiecare preparat în parte. Cred că tihna din timpul mesei, plăcerea de a fi la masă, de a amesteca încet, de a simți savoarea mâncărurilor, ne cam lipsește nouă românilor care suntem veșnic grăbiți, stresați, în alertă. Embașador, putem își falar în portugheș? Acho ótimo. Quais são as tradições culinárias de Portugal? Bem, as tradições culinárias de Portugal são muitas e variadas. Como pode imaginar, nós somos um país já com muitas centenas de anos e que tivemos tivemos várias influências da parte de arábica, da parte europeia e do resto do mundo, porque a partir do século XV, século XVI, começaram as descobertas e exatamente espalhámos-nos por todo o mundo, recebendo de toda a gente a arte culinária. Portanto, posso lhe dizer que o prato mais conhecido em Portugal é o bacalhau. O bacalhau é, de facto, um prato estupendo, é um prato de peixe que tem a particularidade de ser seco. Portanto, é seco, ao ar livre, com sol, e põe-se muito sal, e, portanto, o bacalhau depois é comido 2 meses, 3 meses, 6 meses, até dura 1 ano e às vezes até mais. Portanto, é de facto o bacalhau, o prato típico português. Para além disso, em Portugal come-se muito carne de porco, carne de vaca e também frango, mais ou menos como aqui na Roménia. E para além disso, posso lhe dizer também que os nossos doces são ótimos, porque de uma forma geral esses doces provêm dos árabes. Portanto, têm muito açúcar, têm amêndoa, têm muitos ovos e, portanto, não há dúvida nenhuma que os nossos doces são estupendos. Podia dar-me 5 motivos para eu visitar Portugal neste verão? Só 5 motivos, Letícia? Então, está bem, pois podemos falar nisso. Olha, Portugal tem uma linda civilização e cultura. Portugal tem museus fantásticos, tem igrejas magníficas. Para ter uma ideia, nós temos cerca de 800 quilómetros de costa, e temos praias magníficas em Portugal. Por outro lado, você também pode, por exemplo, a gastronomia portuguesa é a única e impar no mundo. Além disso, você vai gostar muito de contactar com os portugueses, porque são muito simpáticos, e exatamente Portugal recebe tão bem os portugueses. Para ter uma ideia, no ano passado tivemos 11 milhões de turistas para um país que tem 10 milhões de habitantes. Portanto, acho que está tudo dito. Muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu também. E já agora vamos almoçar. Claro. Por favor. Claro.